mâncare, veniți totuși la cimitir. Vă rog să veniți fără mâncare, fără băutură și să țineți cont că acestea sunt condițiile de desfășurare a pomenirii în cimitir, adică în zăpadă, în noroi și printre crengi, existând riscul să se rupă în continuare crengi și chiar să cadă niște oameni, lucru care l-am văzut azi, s-a întâmplat în oraș. 3. Dacă veniți, atunci încercați să utilizați transportul public, chiar dacă va fi supraaglomerat și va fi total lipsit de confort. De la Bulevardul Renașterii Naționale, stația Circul de Stat, ca de obicei, așa cum se întâmplă fiecare an. În cazul în care veți veni cu transportul privat, va trebui să opriți la strada Socoleni, mai departe accesul nu va fi permis cu cel mult la strada Socoleni, dar posibil că vor fi ocupate locurile, să spunem așa, unde e posibil de parcat și la celelalte străzi din preajmă. Acestea sunt principalele trei cerințe care le avem față de dumneavoastră, locuitorii Chișinăului, cei care doriți să veniți la cimitir, pentru că e o situație excepțională și catastrofa care s-a întâmplat în ultimele două zile a produs consecințe, după cum vedem, peste tot, inclusiv la cimitir. Acestea sunt recomandările care le avem pe mâini pentru Paștele Blajenilor. Transportul public rămâne gratuit în continuare? Da, transportul public de la Bulevardul Renașterii și până la cimitir va circula ca și în ceilalți ani, gratuit, dar condițiile de desfășurare a acestei comemorări a Paștelor Blajenilor vor fi mai dificile față de anii precedenți, este evident. Este un strat de jumătate de metru de zăpadă, iar sub acest strat de zăpadă este noroi, nu este pământ înghețat, pentru că a nins în perioada primăverii, când avem temperaturi cu plus și pământ moale. Țineți cont, vă rog, de aceste cerințe ale noastre și nu încercați să faceți cum ați făcut în anii precedenți, pentru că se va transforma într-un haos și toată lumea va fi și nemulțumită, s-ar putea nici să nu se reușească, propriu zis, desfășurarea comemorării. Din câte am înțeles, și Mitropolitul Vladimir a făcut un apel în acest sens. Este o situație ieșită din comun și trebuie să ne adaptăm situației care avem.